Deci Maia Sandu a câștigat partida cu Igor Dodon. Sau chiar războiul. Nu, cum a câștigat Maia Sandu? Maia Sandu, să spunem că a câștigat cu o tărăgănit, cu demersul 1, demersul 2, demersul 3. Mare câștigătoare nu putem să spunem că este domnul ei. Faptul că l-a făcut pe Dodon, adică așa el cum e mare, că Dodon, știți cum el trăiește, o trăit tot perioada asta, după ce a pierdut alegerile prezidențiale, pe Dodon l-ar descrie bine un termen din Japonia, este așa un termen interesant, cu ce să bișe. Știți ce înseamnă termenul ăsta? Termenul ăsta înseamnă atunci când ești parcă satul, dar gura ta sunt singuratic fără mâncare. Știți cum e ca și Igor Dodon în, cu ce s-a întâmplat astăzi. Deci, el a comis mai multe greșeli, majoritatea căror eu le consider fatale. Deci nu l-a câștigat, n-a câștigat mai Sandu cu Dodon, o pierde cu pașii lui care i-a comis în perioada și preelectorală și acum.